Atlantia vivere, Atlantia vincere, Atlantia victor. Atlantia vivere, Agartha vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere, Urantia vivere, Akasha vivere, Dracona vivere, Lir, Mur, Sulca vivere, the Insectiation, and the Cassiation, the Horsilation vivere, the Immortals, the Great Immortals, the Pure Immortals, the Undead Immortals, the Werewolves and the Vampires vivere. Sfântul meu popor Atlant, vreau să mă eliberez de Revoluția Română din 1989, care încă mai trăiește în sufletul meu. S-a schimbat în toată minciuna asta aparent conștientă în care noi trăim termenul de revoluționar cu cel de participant la Revoluția din decembrie 1989, adică un fraier care, ca și mine, a ieșit în stradă pentru a fi împușcat și călcat de către tancuri. Din cauza faptului că eram tâmpit și am ascultat de lozincile mincinoase ale agenților CIA și KGB, care au organizat lovitura de stat și înlăturarea lui Ceaușescu de la putere cu concursul lui Ion Iliescu și a celorlalți, care în final s-au bătut între ei, au chemat trupele USLA, s-au omorât între ei, că unii erau cu rușii și alții erau cu americanii, și într-un final glorios a venit Frontul Salvării Naționale și România a ajuns pe mâna rușilor, după care am ajuns din nou pe mâna americanilor și după care am ajuns pe mâna nemților. Vedeți? Ce frumos se scrie istoria României. Prima dată i-am pupat în fund pe ruși, după aceea pe americani și acum pe nemți. Da. Vreau să-mi cer scuze că într-un mod inadvertent am tras un pârț când, după ce mi-a fost oferit ceva produse germane, eram gelos pe faptul că a venit Klaus Werner Iohannis și, necunoscând istoria din ignoranță, mi-a mânat plata faptului că eu am condus țara asta 21 de ani și, da, iubesc România și poporul român. Nu atât de mult pe cât ar trebui, sau poate voi nu mă iubiți pe mine pe cât ar trebui, sau nu arătați acest lucru. Nu contează. Toți am suferit, toți am trăit. Pentru că există impresia asta generală că noi zeii nu am suferit, că noi nu suntem oameni, că noi nu ne putem enerva, că nu avem dreptul să ne enervăm, că nu avem dreptul să înjurăm, că nu avem sentimente ca și voi. Acestea sunt idei false. Zeii sunt oameni nemuritori, oamenii sunt zei muritori. Odată cu înaintarea în vârstă, dacă te tot masturbezi, îți pierzi energia sexuală și nu numai că îți pierzi dinții din cauza că mă pot duce la dentist că nu am bani. Ceea ce mă duce la subiectul faptului că din prostie am evitat să mă declar revoluționar după Revoluția din decembrie 1989 și devii și mult mai prost și te miști mai încet și ai tot felul de dureri și ți se degradează. Da, vin medicii cu ideilor savante că vin sărurile și se depun în ligamente și de unde dracu vin. Ok. De ce înainte nu vin și-a? Ok, deci eu sunt un simplu participant la Revoluție în 1989. Am ascultat la radio, am văzut televizor, în jurăturile lui Andrei Ceaușescu, cu huiduierile. M-am dus la școală, deși aveam febră, eram bolnav, nu din eroism, pentru că m-au trimis ai mei. Eram comandant de detașament și vicecomandant de unitate. Aveam partea cu albastru și partea cu galben, da? Firul cu albastru, firul cu galben și aveam 7-3 pe umărul stâng, 5 pe umărul drept, parcă. Da. Fusesem degradat pentru că nu citisem bine o odă la adresa lui Ceaușescu în clasa 3-a. Eram în clasa 4-a. M-am născut în 1979, 16 ianuarie. La Revoluție aveam 10 ani, aproape 11 ani. Și eram comandant de detașament, vicecomandant de unitate. Din păcate, dăduse bir cu fugiții comandanta de unitate de la școala general numărul 15 din Cluj-Napoca, care număra aproximativ 3299 de pionieri, și mi-au ajuns pe mână sau sub mână toți aceștia. Nefiind dragon și numai dovachin, născându-mă cu 4 aripi și 4 picioare, am înțeles să îi păstrez pe toți în cazarmă. Mi-au venit ordine de sus să scoatem pionieri în stradă, să facem război, nu știu ce. Acești tineri, acei copii doreau să moară pentru Revoluție. Nu înțelegeau faptul
sau nu bănuiau faptul că totul este o minciună sau o colecție de minciuni. Eu, auzindu-l pe taică-meu, care s-a dus încă în octombrie și noiembrie pe tunelele de sub Cluj și s-a bătut acolo cu niți caiva ruși, am ajuns la concluzia destul de logică, având în vedere că eram și mult mai deștept ca și acum, dar nu aveam atâta experiență de viață ca și acum, că totul este o făcătură. Prin urmare, atunci când a venit dragonelul meu, primul meu dragon, și m-a rugat, ea era șefa mea de grupă, una dintre cele patru șefe de grupă ale mele, erau patru șefi de grupă, și mi-a spus că am obligația patriotică să ascult ordinul dat de Ceaușescu să scot pionierii în stradă, în armați, am spus nu, că nu cred că este idee bună, pentru că ordinele pe linie militară vin de la Comandantul Suprem, prin sau de la Consiliul, de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, la Comandantul Suprem, după aceea la Comitetul Central al Pionerilor, după aceea la Comandanta Pionerilor, că era o femeie, după aceea la Comandanta din Cluj, după aceea la Comandantul de Unitate. Și Comandant de Unitate mei fiind și eu, fiind juvice Comandant de Unitate, rezultat că trebuie să vină la mine, ceea ce nu a venit. Prin urmare, ordinul era ilegal și nu am scos pe nimeni în stradă. Da? Ok. Bun. După aceea a venit și am fost acuzat că sunt trădător, că nu știu ce, că de ce am fost laș, că nu, să mi se iasă asta. Și era o dragoniță care a murit. Era o dragoniță care n-a devenit dragona meu, nu mi-a suflat în bal. O dragoniță cu părul negru sau șaten ca și mine. Eu eram blond când m-am născut. De fapt, eram albigensis când m-am născut. Eram cu părul alb ca și Cioloș. Și pe urechi aveam părul alb. M-am însă bine, deși eram dovachin. Și după aceea, din cauza intensității cu care strălucește soarele în România, părul mi s-a făcut blond și apoi șaten. Și eram cu ea și păzeam steagul de la Unitate. Și ne-am îndrăgostit unul de altul. S-a nimerit să vin pe străzile din Cluj, mergând spre școală când se trăgea. Ea a fost împușcată aici, înficat. A căzut lângă mine. Îi curgea sângele verde-albastru pe stradă, ambulanța n-a venit decât după 3 ceasuri, mă ruga să o strâng de gât, am omorât, a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut. După aceea a venit o grămadă de idioți și mi-au spus că sunt erou și că merit pensie și că sunt revoluționar și am spus că nu mă simt erou absolut deloc, că mă simt mai degrabă criminal și că refuz tot. Din păcate, m-am ajuns să trăiesc, mai am 7 lei, trăiesc 1350 de lei pe lună. Trebuie să mă duc mâine dimineață să iau 100 de lei de la bunică, mi-am împrumut, pentru că altfel mor de foame. Mai urmează și cele 5 zile cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, toate steagurile au fost scoase din nou de la pretat. Se bucură toți grobienii, toate maimuțele, zbor de pe câmpii, hai hai hu hu hu, să trăiască cine o vrut. Și se uită tot din nou. Se uită faptul că din nou 25 de ani sau 30 de ani ne-am dat cu curul de pământ și nu am făcut nimic pentru țărișoara noastră dragă și am furat cât am putut și am uitat asta. Și bineînțeles că o să vină dragonul Andrei Cristian Tătaru, zis Dracula, să spună că el are dreptul să fure tot de la mine pentru că eu n-am făcut nimic și el a făcut tot. Mai mult în 20 de ani și că el a condus România și că eu n-am făcut nimic și că eu sunt nebun și că trebuie să fiu scos din istorie și el să-și aroge toate lucrurile mele, toate meritele mele, toți banii mei și toate gagicile mele. Și toate excursiile mele în străinătate. Și să vorbească cu Frederic Gros și cu ceilalți. Bă, asta a fost povestea mea, am încărecat pe ușa și am plecat, goodbye.